O să-l împărțim pentru 2 cozonaci. Avem 1 kg de făină, 200 de grame de smântână, 200 de grame de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de grame de unt, 25 de grame de drojdie, esență, 5 gălbenușuri și am făcut o pastă de portocale făcută din 250 de grame de portocale tăiate mărunt. Deci o cântărim, tăiem portocala feliuțe cu 125 de grame de zahăr. O punem într-o tigăiță pe foc, cam 20 de minute, până se îngroașe puțin. Lăsăm la răcit și după ce s-a răcit, o mixăm și o adăugăm la aluatul de cozonac. O să-i dea un gust foarte bun. Dacă nu vă place, o să puneți coajă de lămâie sau de portocală. Deci o să începem cu plămădeala. Eu am să pun 1 kg de făină pe masă. O să pun 25 de grame de drojdie în centru aici. O linguriță de miere. Și puțin lapte. Și o să lăsăm să crească puțin. Când maiaua a crescut, adăugăm celelalte ingrediente. Maia a început să crească și acum o să adăugăm restul ingredientelor. O să avem nevoie de 200 de smântână, 200 de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de unt. Eu am făcut o pastă de portocale sau de mandarine, deci o să punem 250 de grame de mandarine sau portocale tăiate feliuțe, cu 125 de grame de miere sau zahăr. Puteți înlocui mierea cu zahărul pe foc, cam 20 de minute, după aceea o mixați și o să iasă această pastă de mandarine sau de portocale. Eu am făcut de portocale. Ne mai trebuie o linguriță de sare, vanile, rom, esențe. Și să începem. Deci acum o să adăugăm smântână. De grame de smântână, 200. Ne facem loc aici să încapă toate. Adăugăm gălbenușurile, 5 gălbenușuri. O
pot să adăugăm și mierea. Puteți înlocui miere de albine cu zahăr. Noi preferăm cu miere, dar poate fi făcut și cu zahăr pentru cine nu dorește miere. Amestecăm puțin câte puțin. Cozonac fără frământare cu miere. Acum o să adăugăm, o să adăugăm sarea. Vanilia. Esența de rom. Esența de vanilie. O să adăugăm din această pastă, această cremă de portocale. Am să pun și dacă mai este nevoie, mai adaug. Adaug laptele. Începem acum să facem aluatul. Îl lăsăm, îl amestecăm toate ingredientele, apoi îl lăsăm la rece până diseară. Sau îl puteți face seara și îl lăsați toată noaptea la rece. După ce a stat 10 ore, 6 ore, 7. Îl lăsăm la temperatura camerei până își dublează volumul. Între timp, noi o să preparăm crema, umplutura. Acum preparăm aluatul și o să ne vedem mai târziu, după ce aluatul se odihnește, să preparăm crema, umplutura și să-l dăm la cuptor. O bunătate! Adăugăm și untul. 200 de grame. Amestecăm bine toate ingredientele. Să gustăm, să vedem cum este.
Este bun. Eu o să mai adaug în această pastă puțin. Important este să amestecăm bine tot. Punem toată făina și apoi lăsăm la crescut. Așa. Acum unim făina. Să încercați și voi. Să vedeți cât de ușor este să faci un cozonac fără frământare. Pentru cine nu are putere să frământe, făină l-a luat și este gata. Un kilogram de făină, 200 de grame de smântână, 200 ml de lapte, 200 de miere, o linguriță de sare, 200 de grame de unt, 25 de grame de drojdie, esență, 5 gălbenușuri și eu am făcut o pastă de mandarine sau de portocale, de ce vă place. Făcută din 250 de grame de portocale, mandarine, clementine și 125 de grame de zahăr. Puneți pe foc, le tăiați felii și le puneți pe foc. Cam 20 de minute, lăsați la răcit, mixați și adăugați în aluat. Eu adaug în loc de coajă de portocale și de lămâie. O să semene un pic cu panetonele. Aluatul este gata. Ia uitați cât a durat. 15 minute. Acum am să-l pun într-un vas și îl las la odihnit până diseară. Aluatul l-am pus într-un vas. Acum îl lăsăm la odihnit până diseară. Aluatul a crescut. Este la temperatura camerei, uitați. O să-l întindem pe masă. O să presor puțină făină. Este aluatul nostru.